Înainte să începem acest episod, aș vrea să facă promovare lui Eddie AK47 pe canal. Văd că are o serie de survival games, văd că a făcut și un info video, văd că are și un intro nou. Momentan el văd că are pe canal principal seria de survival games, văd că mai are o serie de Skywars și îmi este amic și v-a jucat să vă duceți să vă abonați și la canalul lui. Normal m-a plătit dacă vreți o promovare, pentru că poate multă lume nu știe. Mesaj privat pe YouTube, promovarea este 5 euro cum scrie și pe ecran, așa că v-aș ruga să vă abonați în număr cât mai mare la el, pentru că chiar vreau să-l ajut, pentru că mi-este și amic și pentru că mi-a și plătit. Ok, o să aveți un link în descriere, sper că v-am informat. Dacă vreți mai multe informații, dați click pe linkul din descriere. Acum haideți să trecem la... Numele meu este Nori și bine v-am regăsit la un episod din seria noastră de Frații Petardă, o nouă serie, dacă nu ați fost pe livestream-ul care l-am făcut alături de Vlăduț. Ce faci, Vlăduț? Bine, aici am pregătit pentru o nouă aventură, pentru aventura numită Frații Petardă, adică noi. Păi alții, cred că niciunul nu mai e cu numele ăsta de voi de capul lor. Dar nu este niciun fel de problemă. Dacă îmi dați 2 secunde să pot să-mi pun și o facecam-o mai sus. Dacă se întreabă lumea ce fac, eu practic acum curăț pământul, dacă are vreo logică. Ok, Vlad. Ok, și să nu uitați să apăsați și voi butonul de like și să comentați, să fiți activ la seria asta ca să și puteți... Și să treceți și pe la mine pe canal, pentru da. Că trebuia să-mi fac și promovare. Glumesc, da. Nu, pe bune, treceți pe la mine pe canal dacă vreți să aveți continuitate, să vedeți exact ce se întâmplă în serie și dacă vă interesează seria, fiindcă primul episod va fi postat la Norris, al doilea la mine, al treilea la Norris, al patrulea la mine și tot așa, cum ați văzut probabil și la alții. Okay. Exact. Ok, și dacă vreți să apăreți în curând, o să facem o mina abonaților, nu uitați să apăsați butonul de like, să zicem și noi peste 250 de like-uri. Mamă. Da, ați ghicit, noi suntem cerșători de like-uri și de abonați. Ok, glumesc. Nu, nu e adevărat. Da, va fi ceva interesant, fiindcă nu vom face peretele abonaților cum îl știți de la alții, vom face... Noi doar ne inspirăm din această idee pe care au găsit-o alții și vom face ceva original, adică vom contura această idee. Exact. Îi vom da forma noastră originală. Exact. Astea sunt pus pe cuvinte mari și pe vorbe. Da, și... sper să știți și de ele, asta tot mă rog, de la da. Viață. Da. Okay, Noris nu are încredere, crede că mă las repede. Să-i demonstrăm noi că nu mă las. Așa, 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 spune. Dacă mă veți ajuta cu susținere și cu like. Vedeți, deci așa începe. Nici de 2 minute nu filmăm. Da, dacă nu sunt cu 1000 de like-uri, nu mă las. Frumesc. Hai. No, deci sper că înțelegeți Caterinca. O să fie foarte multă Caterinca în seria asta. Sper să vă placă, pentru că chiar n-am niciun chef. Depinde și de starea noastră. Da, adică chiar n-am... Bine, oricum nu fie. Pune-le de pată, că vine unul din spate, să te curdească. Hai. Pune-l! Dă-i, dă-i, you are monster nerby, bine. Oh my god. Și ne-am găsit un loc aici pe livestream, dacă nu ați fost, îmi pare rău. Gata, hai bă. Ok, și ne jucăm pe versiunea 1.11. Așa cum se... face. Și o să facem dual facecam. Da. Da, bă, da. Bă, eu am lăsat semale undeva, la fiert. E... un măr, dar nu-l mănânc. Asta e și trebuie să luăm dirt. Hai să ne facem o lopată ca să putem să nivelăm aici mai întâi și după aceea să ne apucăm și de o casă. Chiar am un chef enorm să fac tot felul de construcții foarte, foarte simple, complexe, șmechere, cum vreți. Chiar am chef. Deci sper că și Vlad are. Și, da. Da. Dar depinde și de voi. Adică exact. Chiar vreau susținere pentru că în ultima vreme nu prea ați mai apăsat butonul de like, adică chiar aș vrea să se întâmple chestia asta, să apăsați butonul de like foarte, foarte, foarte mult, să, nu știu mă, să-l dați acolo, frate, nu sunt cerșetor. Îi dați un pumn. Îi dați un pumn. Bă, dar să nu mă spargeți ecranul, că nu îmi plătesc. Îl pe Nori, în cauza unui YouTuber ne-a spart ecran. Ok, și chiar aș vrea să ținem seria asta foarte mult, să o apreciez, pentru că în ultima vreme, na, vă înțeleg și aveți școală, dar punem episodul ăsta vineri, haideți mă, e vineri, aveți timp. Bine, nu cred că n-aveți. Cred că toată lumea este de la școală, nu știu, adică îl pui de dimineață sau? Îl pun la 8. Seara? Deci, sau dimineața? Dimineața, mă. A, când vă treziți. Atunci n-ați ieșit de la școală, probabil nici n-ați intrat la școală. Le? Sau da. Unii sunteți la școală, cum o să fiu eu. Da, bă, Vlad. Da, să știi că majoritatea abonaților mei intră, să zicem, înainte de 8, știi? Și apăsă butonul de like.
dar chiar aș vrea o mamă să fie acolo. Puai de capul meu. O să fie șmecherie. Da, hai ce facem până la urmă, că mă plimb pe aici. Minăm sau deci vă rog frumos, dacă vedeți că nu mai postăm seria, vă duceți la Vlad pe canal și scrieți în comentarii mesaj privat pe YouTube sau îi trimiteți pe Skype. În comentarii mesaj privat pe YouTube. Ori în comentarii, ori mesaj privat pe YouTube. No, bă, Vlade, mai filmează cu Nori seria, pentru că știi cum facem? Nu mesaj. Ce faci, frate? Ești? Eu spun da. Și bătia nu mai răspunde. Și bătia trebuie să sună la telefon. Ce faci, frate? Ah, scuze, nu ți-am mai răspuns. Am ieșit. Nu, sau m-am băgat la competitiv. Ideea e că fii atent, te-am sunat și zic, ești? Nu, nu te-am sunat. Te întreb pe Skype, ești? La care nu răspunde, nu răspunde, zic, bă, ce face mă, Noris? După îl văd away pe Skype și zic, a, stai mă că Noris învață după amiază, uitați-mă. Și era, eu știu că, știam de fapt că ești la 8. Și era un 7-6, zic, bă, hai că tocmai bine până vine Noris, exact când termină compul, vine și el și atunci îl sun. Hai să zic programul, vezi, până bă, până vezi, bă, vezi că eu încep la, ies la 7-10 joia și vine la 6-20. Mamă, deci, ca lumea așa. Ca lumea, da, dar ies la 8, nu e nici un ca lume aici. Când bă, ai luat dirt? Sper că ai luat dirt. Sau ce ai făcut până acum? N-am luat niciun dirt. N-ai luat nimic? N-ai făcut nimic? Nu, fata. Ba da, am pus mâncare, am... Deci, vedeți, de la primul episod nu face nimic. Eu tot. Ce ai mă, că am tuns iar, vești nebun. Ia mă, să văd și unde ai tuns-o, că eu încă mai văd pe aici. Multe chiar. Sunt aici toate astea, semințele. Dar chiar trebuie să facem fermă de-aia manuală, de-aia simplă. Trebuie neapărat, mă, nu ne complicăm. Bă, stai mă. Dar ești frate petardă, că... Nu ne complicăm cu construcțiile. Înțelegi? Ok. Și episodul să fie jur de 15-20 de minute, depinde și de cât timp avem. Pentru că dacă nu prea avem timp, o să filmăm mai puțin. Înțelegeți și voi, cred. Și facecam-ul lui Vlad e mai mare decât al meu, dacă observați. O să încerc să le fac egale, dar e cam greu. E cam greu acum. Da, e cam greu. Bă, dar tu ce faci acum? Iau dirt. Dirt? Da. Ok, ia dirt. O să trească să sparg eu frunzele, că n-am cu cine. Dacă n-am cu cine, n-am cu cine. Eu le-am spart, mă, acum, ce, cum adică n-ai cu cine? Hai, vino și ajută-mă. Lasă dirt-ul. Noris. Că trebuie gata. Să stopăm aici, că nu-mi plac gropile. Chiar nu-mi plac. Ai dirt? Nu. N-ai deloc? Am trei bucăți. Trei bucăți? Da, că până acum am vorbit cu iubita pe WhatsApp. Serios? Da. Bravo, bă, ești inteligent. Mersi. Doamne, iartă-mă. Mă, Noris, așa mă. Și dacă auziți Skype, îmi pare rău, mi-a trimis cineva mesaj. Hai, spargeți. Hai, bă, bravo, ai pus și tu. Și-s... În loc de dirt-ul ăsta, în loc de sand-ul ăsta, trebuie să pui dirt și uite și pe aici trebuie să pui, vezi? Dirt? Da, pui dirt. Înțelegi, bă? Hai că eu mai sparg frunze. Acum chiar nu mai am decât o bucată. Mamă, ești noob. Mulțumesc. Uite și aici o să facem noi casa. Păi stai, până unde nivelăm? Păi uite, uite și pe aici mai trebuie puțin nivelat. Frate, să arate da, bine, dar să nu arate, cum să spun eu, artificial, știi? Să pară natural. Mhm, natural, dar să arate și bine. E cam greu să-ți explic ție, că tu ai minte de găină. Oh, mi-a dat rec, frate. Bye, cabal. Vă rog frumos să-i ziceți lui Noris că povesteam și la mine lumea în episod că a zis că tu îți bagi joc și de-alea. Ai văzut? Am înțeles. Și dacă vă întrebați, am jucat pe livestream, ca să știți, am făcut un livestream. Dacă nu l-ați văzut, puteți să vă uitați, să vedeți că am început noi cu toate itemele astea. Deci Noris, nu știu, să nu credeți pe Noris că e așa el serios și că se ține de treabă. Fiindcă el aici, la el pe canal, e serios. Dar la alții își bate joc, să vedeți la mine în episodul. Lasează la începutul episodului. Aaa, m-aș dare să vină la tine cu de că dansez. Sau Noris... Ce-ai dansat, a luat lumea de tine, n-ai văzut ce ți-a zis. Sau Noris vorbește la telefon. Păi Noris chiar vorbește la telefon în episodele mele. Bă, vorbeam cu unul să vând ceva. Lasă-mă. Și zic Noris și el... Ce dracu mă, m-auzeai? Că tu ai început să râzi, Noris! Bă, mă, tare splină, nu mai zi.
Nu mai zic, gata. Am înțeles ideea. Hai mă, Noris, mă. Hai odată că mai alergă ăștia. Și el începe să râdă. Și era pe mut. Și vorbea la tele. El vorbea la tele. Wow. Ce am dat lavă. Am dat de un rewind. Ce părere ai, Vlad? Alții că am înțeles altceva, că ai dat altceva. Doamne, nebun omul. Ce să-i nebun, am băut. Ok, frate, și deja îmi place mult seria. Nu știu ce părere ai tu, Vlad, dar... Așa. Da, ce să zic. Bă, mie îmi place așa. Primele 4 episoade sunt bune. După, n-o să mai există nici unul. După Zoe numele. De fapt, stai, care-i numele? Barosani... Primesc, chiar o scară de lumea că am uitat numele. Ia zi, mă, dacă tot, că... Hai că-mi crede lumea. Hai, frații artifică. Hai, mă, că am zis la mișto. Da. Bă, unii chiar o să creadă că am zis frații artifică, bă, bune. Păi, la mine e până bune. Mă, muzeu, deci mă doare falca. Doare falca? Da, ce? Frate, că m-ai făcut să râd. Deci nu mai, gata, bă. Vlad, ai încheiat orice prietenie cu mine. Nici nu mai pot. Tu vrei rău. Aaa, mă doare falca rău. Deci eu vorbesc la modul cel mai serios. Deja am 24 de aer. Server 10 minute. Am înțeles. Suntem pe server.pro. Că n-avem bani să cumpărăm un server. Cu bunii chiar ne dă afară. Doamne, tu. Lasă că termin episodul în 10 minute. Chiar ne dă afară? Și gata, seria. Mai bine. Măcar nu o să dea lumea vina pe mine. Aoleu, când măcar prima oară când se termină o serie de Minecraft și nu e din cauza mea. O să mă simt un om. După 10 minute se șterge tot și gata, luăm de la început. Pă bune? Da. Ce las că mâine facem un live și o să fie live-ul meu cu o serie nouă. Și plătești tu hostul, nu? Da. Tare, îmi place de tine. Ai luat dirt? Că ăla e cel mai important. Da. Ia. Bă, m-am gândit să facem o farsă de asta, frate. Fii atent, știi ce? M-am gândit cea mai tare farsă. Ne vindem amândoi Ce mă? Ne vindem amândoi Rinichi. Așa, și n-o să facem. Așa. Așa. În 1 aprilie, știi ce facem? Ne vindem Rinichi, luăm banii de pe Rinichi. Știi ce să facem? Ne luăm amândoi un Nissan GTR, dar unul pentru amândoi. Ce crezi că facem? Îi prezentăm pe YouTube și facem de la vlog de la My New Car, știi? Zicem că ne-am luat cu banii din YouTube. Da, hai să zic o chestie. Știi care-i făcă, știi care nu o să fie o farsă, că nu o să mai avem Rinic. Mă, Rinic. Adevărat, aia o să fie adevăr. Ăla, nu o să fie minciună. Iar o să fie adevăr. O să fie ca lumea. Ca lumea, ca lumea. O să fie bine-s. Exact, Vlad. Știi ce înseamnă să fii bine-s? Să fii bine, ce poți să fii? Să fii X-Slader. Oh, ușor. Slider e bine-s. Pe vârstă. Are canal de YouTube. Sponsorizat. Îmi place de X-Slader când joacă fotbal. Ți-a plăcut Crossby ăla challenge? Băi, chiar mi-a plăcut. Crossby ball challenge sau cum se numea, frate? Că... Crossbar challenge. Așa, bă, ce mi-ai făcut, adică mă? Trebuie să dai. Uite-mă, pe aici. Cum punem? Mai pune și tu pe aici, așa. Cum să spun eu? Frumos. Știi, uite pe aici, frumos, așa. Frumos, cum se cade cât de cât, aferent. Cum ne place. Vezi? Ce frumos. Max mi-a dat. Mai du-te. Bă, măcar n-am făcut noi mare lucru, am pus dirt în episodul tău, dar măcar am fost ceva cât de cât, nu, amuzant, nu știu, cel puțin eu am râs. Da, și m-am amuzat. Și eu mai sparg frunze, frate, că aveam la frunze și nu vreau. Ei nu-mi plac buruienile. Mamă, uite aici cum e. Frate. Deci nu suport buruienile, deci... Nu știu ce să mai zic. Nu știi ce să mai zici? Asta, Vlade, că în curând închide și episodul, se închide și seria și serverul și... Gata, strână tot. Bă, poate lumea chiar o să creadă când se termină. Nu o să creadă lumea. E, nu. Știi cât de credul e lumea? Așa spun. Da, lumea știe, foarte naivă, mai ales cei mai copii mai mici. Nu vreau să credeți ca în ceva cu cei ce au 7, 8 ani, 9 ani, 10 ani. Da și mie niște doar, n-am nimic, nimeni. Dar
unii... Vreo 10, așa, 20. Cât mi-ai dat? 14. Pune pe aici. Că eu vreau să fac altceva. Când urcam pe aici, uite aici. Ai copenit mobi. Așa, perfect. Copenit mobi de la Mob Expert. Hai să ne culcăm. Eu nu vreau. Cu ești de păstără? Nu vreau. Ești, mă. Mă alerg cu ei pe aici. Vezi că vin la tine pat. Bă, ți-am zis să ieși, n-a ieșit, că ești... Oh my fucking god, am uitat că nu poți. Nu sunt ăștia aproape să se culci. Doamne. Mă moară. Sper să te omoare. Ce să zic, hai bă să ne dăm și noi spawn point. Aici, că n-avem, hai. Să ne dăm spawn point. A, să dăm. Da, hai. Chiar că-s noob, hai. Stărea patul meu, te-ai pus în patul meu, nemernicule. Așa, perfect. Ok, și n-avem shader pentru că... Omoară-mă! Omoară-mă, mă, că mă omoară! Bă, tu n-ai o sabie? Fă-ți, mă, o sabie! Nu vreau! Doamne, om nebun! Fac topor, că dă mai mult damage. Om nebun la cap, ce să zic. Clar! Și avem multă mâncare, după cum puteți vedea, și am găsit și un sat, o să-l explorăm și pe ăla. Mamă, 64 de lână! Eu ne... Bă! Vezi ăsta la mine mână? Oh my god, 5 minute. Vezi ăsta la mine mână? Da. Sunt curios ce gust are pe un 11. Ca același. Ești unul. Nu, mersi. Lasă-mă, mă, că vreau să fac aici. Dacă se ghide serverul în 5 minute. Da, repordesc. Cum? Așa, punem. Așa, aveți tu dirt? Așa. Bă, fii atent! Bă. Avem 64 de lână, eu deja pot să-mi fac norișorul. Știi, nu? Mamă, bă. Dar nu știu unde dacă să-l fac. Dacă vrei să-i faci 3D, 4K, nu poți. Dar nu știu unde să-l facem, știi? Unde să-l facem? Undeva deasupra muntelui, poate. Păi da, asta zic, dar... Unde mai exact? Asta este întrebarea. Hai că vedem, nu-l facem chiar de acum. A, fapt, ar trebui să facem. Să comenteze lumea și să mai comenteze. Vedem mai întâi că lumea activă. Că dacă nu e activă, degeaba îl fac, știi? Ok. Dacă nu e activă, se închide seria. Da, băi, normal. Și e la toți. Bă, dar asta chiar nu am nevoie. Ok. Să iau paturile. Și vreau să le pun aici. Un pat aici. Și un pat aici, ok. Păi da, lumea, cam am tot cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uite să apăsați și voi butonul de like. Să treceți și pe la Vlad să vedeți continuarea. Și ne vedem data viitoare. Bye, bye. Și să nu uitați să comentați pozitiv.